Ah, ce mă doar. Bieti, ce s-a întâmplat? Vai de mine, ce de tare s-a învinețit. De ce nu ești atentă? Mama iarăși o să vină și o să dea vina pe mine. Lasă să dea vina pe tine, că oricum tu ești vinovată că eu m-am lovit. Laura, eu trebuie să plec în oraș pentru câteva ore, iar tu și Betty o să rămâneți singure acasă. Bine, am înțeles. Eu te rog să ai grijă de Betty să nu pățească iarăși ceva, ca data trecută când am venit și era zgâriată pe față. Dar, mami, eu ți-am explicat că eu mă jucam cu ea și întâmplător am zgâriat-o. Da, știu, știu, dar vă rog data aceasta să fiți mai atente. Bine, o să fim. Mami, dar după ce vii acasă, poți să ieși și eu cu prietenele în oraș? Da, desigur că o să poți ieși. Bine, dar eu plec. Pa, pa! Pa, mami! Betty, mama a plecat în oraș pentru că are puțină treabă, iar noi două iarăși am rămas singuri acasă. Te rog frumos tu să rămâi aici să te joci cu păpușile, iar eu mă duc să învăț la chimie, bine? Bine, dar eu vreau tot ce te joci tu cu mine, cu păpușile. Să mă joc eu cu păpușile? Nu neapărat cu păpușile, poți și te joci cu altceva. Bine, tu n-ai înțeles că eu am de învățat o carte întreagă la chimie? Stai aici cu minte și te joacă. Bine. Haide să mergem unde ce-am prăbuș. Ura! Păpușile ăștia. Ador spinerele mele. Și cine ura? M-am lovit cu spinerul din greșeală. Vai de mine, ce de tare s-a învinețit. De ce nu ești atentă? Mama iarăși o să vină și o să dea vina pe mine. Lasă să dea vina pe tine, că oricum tu ești vinovată că eu m-am lovit. Eu sunt vinovată pentru că tu te-ai lovit? Tu ce, Betty, te-ai lovit și la cap cu spinerul, nu numai la ochi. Ba tu ești de vină că eu m-am lovit. Dacă te jucai cu mine, eu nu mă loveam cu spinerul. Și în genere, eu și zic mami că tu m-ai lovit. Betty, tu pe mine deja mă enervezi. Ascultă, acum eu o să-ți aduc două ciocolate, iar tu, pentru asta, o să-i spui adevărul mami, că tu singură te-ai lovit la ochi. Ai înțeles? Am înțeles. Poftim, Betty, ține ciocolatele. Mulțumesc! Betty, ce s-a întâmplat? Mi-a spus Laura că iarăși te-ai lovit. Eu mă jucam cu spinerul și din întâmplător m-am lovit. Vai, micuța, dar ce tare te-ai înfinețit. Lasă că mama știe cum să facă să uiți un pic de durere. O să-ți dau multe, multe dulciuri.
Uite, ține aici o ciocolată. Încă una. Preferata mea? Încă una. Și asta îmi place foarte mult. Și pentru că e preferata ta, încă una de asta. Mulțumesc! Eu totuși ador spinerele. Datorită lor am atâtea dulciuri.